În această seară vă invit să deschidem Scriptura în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 38. Urmează să citim una dintre cele mai profunde rostiri ale Domnului nostru Iisus, un cuvânt care rămâne mereu viu și relevant. Să luăm aminte la acest cuvânt. Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Amin. Avem în fața noastră un cuvânt foarte greu de împlinit. Dar în același timp, un cuvânt care probează calitatea noastră de copii a lui Dumnezeu, de ucenici a Domnului nostru Iisus. Această poruncă, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, așa a zis Iisus, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, această poruncă o vom adânci sub titlul Întoarce și obrazul celălalt. Așadar, porunca numărul 11 din ciclul poruncile lui Iisus, Întoarce și obrazul celălalt. Un cuvânt enigmatic, cu totul nou, cu sensuri extrem de adânci, un cuvânt care răspunde la multe întrebări, un cuvânt care, prin care Mântuitorul Iisus a adus un răspuns nemai auzit pe planeta Pământ. Nimeni până la el n-a mai zis întoarce și obrazul celălalt. Mergi a doua milă. Cui vrea să-ți ia în proces cămașa, dă-i și haină. Nu te împotrivi celui ce îți face rău. Cum să înțelegem oare această zicere? Ce avem de făcut atunci când un semen de-al nostru se ridică împotriva noastră? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca ucenici ai Domnului Iisus să facem atunci când suntem ofensați, jigniți, trași în judecată, batjocoriți, nedreptățiți, persecutați? Răspunsul la aceste întrebări se găsește în pasajul pe care l-am citit. Haidem să ne apropiem de el. Întâi de toate, vă invit să ne uităm la contextul acestei porunci, context descris în versetul 38. Contextul este reprezentat de zicerea: ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Această zicere aparține Vechiului Testament. Dumnezeu a spus lui Moise acest cuvânt. Domnul Iisus, în porunca să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, pornește de la această zicere. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Încă de la prima privire asupra acestui text biblic, izbește contradicția între ceea ce Vechiul Testament a zis și acum Iisus spune. În vechime s-a spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dacă cineva îți scoate un ochi și ochiul lui să fie scos. Dacă cineva te lovește și pierzi un dinte și dintele lui să fie scos. Dar eu vă spun, a zis Iisus, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău.
Contextul în care Mântuitorul Iisus vorbește este reprezentat de legea mozaică, lege în care a fost dată porunca ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Exodul, capitolul 21, versetul 22 la versetul 24, descrie această poruncă. Iată ce este scris. Dacă se ceartă doi oameni, și apoi continuă textul spunându-ne ce vor face ei în cearta lor, lovesc pe o femeie însărcinată și o fac să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă pusă de bărbatul femeii și pe care, foarte mare atenție, o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Judecătorii hotărăsc ce înseamnă ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Urmează următorul paragraf. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Aceasta a fost zicerea. Rostită de Dumnezeu, cât se poate de răspicat, de limpede, ca reprezentând autoritatea judecătorilor, singurii în drept să o aplice. Levitic 24, 19 la 20 ne spune același lucru. Dacă cineva rănește pe aproapele lui să îi se facă așa cum a făcut și el, frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să îi se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Trebuie să observăm, stimați frați, că această lege, legea talionului, lex talionis, cum spuneau romanii, a reprezentat mandatul dat de Dumnezeu judecătorilor. Deuteronom 19, de la 16 la 21, lămurește limpede această problemă. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni, cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă, judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să scoți astfel răul din mijlocul tău. În felul acesta, ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă și să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior peste picior, pentru picior. Ceea ce trebuie să observăm și să ne așezăm în inimă este că porunca Vechiului Testament, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, a fost lăsată de Dumnezeu în mandatul și spre administrația judecătorilor, chemați să împartă dreptatea în mijlocul poporului. Sub nicio formă, vreunul din popor, cu de la sine alegere, în mod arbitrar, ar fi avut dreptul să împartă dreptatea după cum credea el. Asta nu. Asta nu. Doar judecătorii. Ceva însă s-a întâmplat. Odată cu trecerea timpului, în baza unor tradiții care s-au amplificat generație după generație, cărturari și farisei, în vremea Domnului Iisus, au ajuns să preia această lege, să o ia din mâna judecătorilor și să o așeze în mâna oamenilor în relațiile dintre ei, urmând ca fiecare să-și facă dreptate după legea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Porunca dată de Dumnezeu avea ca scop să restricționeze, să împiedice răzbunarea personală.
Dar prin felul în care lucrurile s-au așezat, oamenii au ajuns să justifice răzbunarea personală referindu-se la această lege. Legea a fost bună, dată în mâna cui trebuia să o aplice. Scopul era cel puțin dublu. Întâi, să existe siguranța că cineva veghează și răsplătește fiecăruia după cum îi se cuvine. Și pe de altă parte, să existe siguranța și protecția că cel vinovat nu va fi pedepsit mai mult decât trebuie. Că nu e scris cap pentru ochi, ci ochi pentru ochi. Contextul este reprezentat de porunca Vechiului Testament, pe care cărturarii și farisei din vremea Domnului Iisus au răstălmăcit-o cu scopul de a justifica răzbunarea personală și de a face cum vor ei. Ca și cu porunca despre jurământ. Minciuna s-a ascuns în jurământ. De aceea Iisus a zis să nu juri. De acum răzbunarea personală se ascunde într-o lege pe care Iisus vrea să o elibereze de această justificare și să o așeze la locul ei. Haideți să vedem ce ne învață Domnul. În al doilea rând, Domnul Iisus interzice răzbunarea personală. Acest adevăr este adevărul de bază pe care trebuie să ne-l punem la inimă. Domnul Iisus interzice în termeni categorici răzbunarea personală. Nimeni nu are dreptul să-și facă singur dreptate. Domnul Iisus a spus: să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Iată ce cuvânt. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Adică, dacă cineva te ofensează, dacă cineva îți face nedreptate, Iisus a spus să nu te împotrivești. Ce înseamnă oare acest cuvânt? E limpede că în sensul acestui cuvânt se găsește interdicția răzbunării. Sigur că privindu-l, și aș vrea să ne uităm împreună la el, versetul 39, privindu-l, el rezervă pentru noi multe întrebări. Să luăm așa, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ce să însemne oare? Lev Tolstoi a scris o carte în care insistă că acest text ne cere să nu avem poliție, să nu existe armată, să nu existe pușcării și tribunale, că nu trebuie să ne împotrivim celui ce face rău. Hoțul nu trebuie prins, criminalul nu trebuie, fiecare trebuie lăsat în pace. Oare așa să fie? Cu siguranță nu. Pentru că în multe texte ale Scripturilor observăm cum Dumnezeu a ales în societatea umană o conducere care i-a împărțit autoritate și care îl reprezintă în împărțirea dreptății. Martin Luther se referă la, citez, Sfântul Nebun. În vremea lui Martin Luther exista o orientare pe care Luther o ia oarecum peste picior, zicând că acest sfânt nebun, sub îndemnul, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, nu omoară păduchii de pe el. Și a zis Luther că nu trebuie să-i oprească. Se lasă mai bine mâncat de viu decât să-i îndepărteze, chiar dacă îi fac rău, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Pe vremea aceea, oamenii erau tare scrupuloși cu cuvintele Domnului Iisus. Relativismul contemporan nu se încadrează în această atenție. Martin Luther însă a venit cu o explicație care cred că așează unde trebuie înțelesul cuvintelor Domnului. El face distinție între persoană și slujba persoanei.
între individ și instituție, între cetățean și stat. Arătând că porunca aceasta este îndreptată spre persoană, spre individ, căruia îi se interzice să se răzbune singur, urmând ca statul, conducerea, să se ocupe sub mandatul lui Dumnezeu de împărțirea dreptății. Așa s-a înțeles acest cuvânt. Că așa stau lucrurile, să ne aducem aminte de ce spunea apostolul Pavel. Romani, capitolul 12, versetul 17 la 21. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruie răul prin bine. Acest cuvânt este spus persoanei, ca apoi să se vorbească statului sau despre mandatul dregătorului. 13, versetul 1 la versetul 5. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar auziți, dar dacă faci răul, teme-te, că nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Persoanei, individului, îi se spune să nu te răzbuni singur. Răzbunarea este a lui Dumnezeu, care spre pedepsirea celui vinovat a mandatat, cel puțin în parte, pe dregător. Nimeni să nu-și facă singur dreptate. Cine își face singur dreptate, păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Iisus este foarte clar. N-avem voie să ne facem singur dreptate. Este păcat. Dreptatea este administrată de Dumnezeu sau de Dumnezeu prin dregător. Dumnezeu să ne ajute. Frați și surori, creștinul n-are voie să se răzbune. El n-are voie să ia în mână legea și să-și facă dreptate singur. Noi trăim într-o cultură, într-o lume în care se promovează autorăzbunarea. O lume în care e promovată ideea de dreptate pe care ți-o faci singur. În mass media, în special în industria filmului, este promovat acest mod de a gândi. Tema Hollywoodului este să-ți faci singur dreptate. Cetățeanul, omului de rând îi se insuflă, îi se inspiră ideea că nu trebuie să aștepte, ci trebuie singur să-și rezolve lucrurile. Modelul acestei lumi ne îndeamnă, ne inspiră să dăm din coate, să fim duri, severi, să nu tolerăm, să nu îngăduim, să ne luăm viața noastră, familiei noastre, în mâini și să ne facem dreptate după cum o știm, că până face legea, nu mai ajunge. Ucenicul lui Iisus nu va face niciodată asta.
Ucenicul lui Iisus se va conduce după porunca să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Gandhi spunea odată, ochi pentru ochi, lasă lumea oarbă. Dacă eu scot ochiul tău și tu îl scoți pe al meu și fiecare celuilalt, în final lumea rămâne oarbă. Cum oare, totuși, e o întrebare. Și la această întrebare răspunde Iisus. Mi s-a făcut rău. Am fost ofensat, jignit, călcat în picioare. Reputația, demnitatea, dreptul mi-au fost batjocorite de cel de lângă mine. Ce trebuie să fac? Iisus a zis să nu te răzbuni. Dar ce să mai fac? Pentru că a nu mă răzbuna înseamnă efectiv să stau în loc. A nu mă răzbuna înseamnă să fiu pasiv. Frați și surori, observ cu atâta bucurie că Domnul Iisus nu ne învață la și nu ne îndeamnă la non-acțiune, ci ne îndeamnă la non-răzbunare activă. Nu la non-răzbunare pasivă. Adică, El nu ne cere să stăm liniștiți deoparte fără să întreprindem ceva. Nu. Ci El ne învață, și acestea se aplică la nivelul persoanei, fiecare dintre noi, în dreptul Lui, situațiile Lui de viață. Atunci când ești nedreptățit, nu te împotrivi celui ce-ți face rău, uitați-vă rog cum continuă cuvântul, ci, versetul 39, oricui te lovește peste obrazul drept, nu zice, închide ochii, fă-te că nu te-a lovit, scrâșnește din dinți, cere-ți scuze, retrage-te discret, nu fă nimic. Ci se zice, întoarce și obrazul celălalt. Deja aici este non-răzbunare activă. Faci ceva. Nu asiști pasiv la nedreptatea întâmplată, ci acționezi într-un fel cu totul surprinzător. La fel, oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, poate că judecătorul îi dă dreptate. Lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Principiul non-răzbunării active este ilustrat de Domnul nostru Iisus prin aceste patru situații de viață. Exemple concrete. Haideți să le luăm la rând și să le prindem înțelesul. Primul dintre ele, oricui te lovește peste obrazul cel drept, întoarce-i și pe celălalt. Trebuie să avem aici cunoștință despre câteva informații legate de cultura iudaică din vremea Domnului Iisus. Oamenii în vremea Mântuitorului și astăzi în Orient au acest obicei, se foloseau cel mai mult de mâna cea dreaptă. Cu mâna dreaptă saluta, asta facem și noi în cultura noastră, cu mâna dreaptă mânca, în mâna dreaptă ținea nuiaua când își pedepsea copilul pentru neascultare, cu mâna dreaptă lovea în oponentul, în dușmanul său, când voia să-și facă dreptate. Mâna stângă o folosea numai la baie. Când un hoț era prins, îi se tăia mâna dreaptă și era condamnat să se folosească în treburile vieții de mâna stângă. Era rușine mare. Acum Iisus vorbește despre un soi de lovitură aplicat cu mâna dreaptă peste obrazul cel drept. Hai aici, Sami. Hai să văd cât de tare reziști. Eu primesc în seara asta. Fii foarte atent.
Domnul Iisus vorbește în acest cuvânt despre o situație între doi bărbați, cum am fi noi aici. Unul îl agresează pe celălalt, cum ai face tu cu mine, Doamne ferește. Va trebui, uite-te în fața mea acum, stai așa. Va trebui să mă lovești peste obrazul drept cu mâna dreaptă. Acum? Nu. Cum ar trebui să dai? Ai dat pe obrazul stâng? Tu așa dai? Ca o domnișoară? Deci e vorba de lovitura cu? Dosul palmei. La acest gen de lovitură se referă Iisus? Față în față cu un oponent, deodată te-a lovit cu dosul palmei. E jignirea la superlativ. Cu dosul palmei se lovea numai în cel pe care îl disprețuiai cel mai mult. Echivalentul acelei lovituri era marginalizare socială. Persoana tratată așa era împinsă spre periferie. Socotit neom, jignit la superlativ. Dacă am traduce textul acesta culturalizând sensul, am zice un șut, mi-e rușine să spun mai departe. Despre asta e vorba. Mântuitorul spune, când cineva te-a lovit peste obrazul cel drept, nu trebuie să te temi. Că am văzut că te-ai ferit. Cine știe că te-ai primit-o până când s-a format reflexul? Acum te întreb, Sami. Dacă tu m-ai lovit cu dosul palmei și eu am întors obrazul stâng, ce variante ai? M-a întors fața și dau pe partea dreaptă. Încearcă variante. Ce variante? M-a întors fața și dau pe partea dreaptă. Eu am întors. Sunt câteva variante. Poți să lovești cu plinul palmei. Dacă l-ai lovit cu plinul palmei, este ca și cum l-ai trata ca pe copilul tău. Prin urmare, îl chem din periferia în care l-ai aruncat și spui, tu ești băiatul meu, am eu reglat o treabă, dar ești egal cu mine. Dacă îți faci mâinile pumni și te arunci asupra mea, din nou mă tratezi de la egal la egal și rezolvăm între noi problema bărbătește. Dar negi prima lovitură. Mai ai și alte variante. Poți să zici, te rog, iartă-mă. Cea mai bună. Oricum ai face, când cineva a întors obrazul stâng, cel care a dat peste obrazul drept, cel care a inițiat jignirea, este adus într-o situație în care, pus de acum, orice ar face, absolut orice ar face, pică rău. Împotrivirea sau non-violența, non-răzbunarea activă îl pune pe acela care a făcut nedreptatea în situația de a i-aș da poalele peste cap în văzul lumii. Asta e. Orice ar face, rău pică. Gestul surprinzător al ucenicului Domnului Iisus îl așează într-o situație cu totul neașteptată, că de acum nu mai are nicio ieșire, e pus la colț. Și ajuns în situația asta, răutatea lui iese la iveală. Poate ieși de acolo reconciliindu-se, dar dacă nu vrea, toată lumea va ști că a greșit. Asta ne-a învățat Iisus. Dacă vrei, poți să stai aici, poți să te pui și jos, poți să și pleci, cum vrei. Afară. Nu afară. Frați și surori, Iisus, prin acest cuvânt, ne învață să nu ne răzbunăm. Iar dacă se întâmplă cumva ca cineva să ne trateze după cum citim aici, pilda Mântuitorului este să ne împotrivim printr-o non-răzbunare activă. Spre exemplu, un cunoscut pugilist, Billy Bray, s-a întors la credință. Mare bătăuș înainte să se întoarcă la credință. Lucra într-o mină în Statele Unite. Avea el acolo unul care îl ținea bine la inimă, dar n-a avut niciodată curaj, tovarășul lui, să se lege în vreun fel de
Billy Bray, pentru că știa că n-are nicio șansă. După ce omul nostru s-a întors la Domnul Iisus, s-a botezat în apă, a început viața de creștin, într-o situație dată acolo în mine, fără avertisment, oponentul lui l-a luat la niște pumni și l-a lovit în față, fără avertisment. Toată lumea s-a așteptat să vadă ce va face marele boxer. S-a uitat la el și a spus: fie ca Dumnezeu să te ierte așa cum te iert și eu. Asta a însemnat întoarcerea obrazului stâng. Despre Hudson Taylor se spune că, cum ne cunoașteți, a fost misionar în China. Străinii și mai ales englezii erau foarte respectați în China în respectivele vremuri. Hudson Taylor și-a adoptat veșmântarea tradițional chineză, de asemenea s-a tuns ca chinez, avea coadă din aceea, tuns chiliug aici în față, părea ca un chinez. Într-o zi trebuia să treacă cu barca peste un râu. A chemat barcagiu. S-a știut, un străin cheamă barca, acordați prioritate. A așteptat la mal. În timp ce barcagiul se apropia, un chinez foarte bogat a venit să urce în barcă. L-a confundat pe Hudson Taylor cu un localnic. Fără veste s-a năpustit asupra lui și când l-a împins odată cu atâta violență și forță, l-a trântit pe față în noroi. Când s-a ridicat, deodată s-a dovedit că el este străinul. Barcagiu a spus: rog frumos să urcați, pentru asta am venit. Dar Hudson Taylor a zis: nu singur, mai am un tovarăș de călătorie. Și l-a invitat cu mult respect și insistență pe cel care l-a îmbrâncit să urce primul. Până au traversat, a urmat o discuție de la inimă la inimă, pe care chinezul a ținut-o toată viața minte. Să întorci și obrazul celălalt. Asta ne-a învățat Iisus. Adevărul, frați și surori, este că fiecare insultă este o oportunitate pentru a arăta cât de mare este dragostea lui Hristos arătată în noi. De așa o ispită, în fața căreia putem cădea lamentabil spre rușinea noastră și neslăvirea lui Hristos. Când am fost învățați de Domnul Iisus să întoarcem și celălalt obraz, am fost învățați nu să nu reacționăm, că nu ne-a cerut Hristos să fim molâi, preși, fără reacție, să ne facem tăietori de lemne, să ne cerem scuze că existăm. Nu ne-a învățat să ne retragem discret, să ne strecurăm pe lângă ziduri, pe lângă garduri, să nu avem nicio reacție. Nu să tăcem, ne-a învățat, ci să acționăm nerăzbunându-ne. Așa a făcut și Pavel. Într-o zi, pe nedrept, l-au bătut crunt. Aruncat în temniță, legat în lanțuri, în butuci, bagiocorit, chinuit. Iar a doua zi dimineața, conducătorii orașului au trimis vorbă: dă drumul palavragilui aceluia. Dă-i drumul. Când Pavel a auzit, ce credeți că a făcut? O fi zis: slăvit să fie Domnul. Eu ascultam Dumnezeu rugăciunea și am scăpat de necaz. Ia-o înainte, frate, și pe aici să nu mai treci câte zile pe pământ vei avea. N-a făcut așa. A spus celor trimiși: domnilor, eu sunt Pavel, cetățean roman. S-a făcut un mare abuz și o mare nedreptate. Spuneți conducătorilor cetății că au abuzat de un cetățean roman fără motiv. Să vină ei la noi. Când conducătorii au auzit ce le spuse, au intrat în frică. Știau că asemenea abuzuri sunt pedepsite aspru de cel care are menirea să plătească ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
Când dregătorii au venit, apostolul Pavel a spus, bună ziua domnilor, eu sunt creștin. N-am nicio pretenție. Nu voi face plângere nimănui. Și dacă mă mai bateți de 100 de ori, nu dau în judecată pe nimeni. Dar vreau să știți că vă iert în numele lui Iisus Hristos. Și nu ne răspunem. Ieșim cu voi pe ușa din față. Nu ne retragem ca cei fără reputație, omenie, demnitate, pe ușa din dos. Au ieșit pe ușa din față, s-au îmbrățișat, s-au despărțit și când s-au mai întâlnit data viitoare în oraș, domnul comandant a zis, să trăiți, domnul Pavel. Și Pavel a spus, mă rog lui Dumnezeu pentru tine. Asta ne-a învățat Iisus. Cumva să apărăm dreptatea la nivel individual, copleșindu-l pe oponentul nostru cu dispoziția noastră de a suferi nedreptatea și de a înlocui nedreptatea, de a acoperi nedreptatea făcută cu iubirea. Așa ne-a învățat Domnul. Urmează cealaltă zicere. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Textul acesta mi s-a părut ciudat. Că nu potrivește cu cel din Vechiul Testament. În Vechiul Testament este scris că nimeni n-avea dreptul să-ți ia în proces și niciunde, nici într-o situație, haina, adică mantaua, haina de deasupra. Spre exemplu, Exod 22, 26 la 27. Dacă iei zelog haina aproape lui tău, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina care, cu care își învelește trupul, cu ce are să se culce? Dacă strigă spre mine după ajutor, zicea Dumnezeu, îl voi auzi, căci eu sunt milostiv. Prin urmare, n-avea dreptul să-ți ia haina. N-avea dreptul. Textul grecesc din Evanghelia lui Matei, capitolul 5, așează cuvintele exact invers, Matei 5 cu 40. Adică, oricui vrea să se judece cu tine să-ți ia cămașa, lasă-i și haina. Așa este în grecește. Cămașa are voie să-ți o ia în proces. Haina nu. E cadrul legal, te poate da în judecată, poate câștiga procesul pentru cămașă, dar codul penal, legea, nu permite să-ți ia haina, numai cămașa. Și am te-a dat în judecată și le-a sucit cum le-a sucit și de acum dăm cămașa. Ce faci? Recurs. Iisus a zis, dă-i și haina. Dă-i și ceea ce nu poate lua legal. Te-a dat în judecată pentru bucata aia de pământ. Și tu ai pus avocați mulți și tari ca să-ți aperi interesele. Rușine. Trebuia să cedezi. Dă-i și haină. Dar cine face așa? Ucenicii lui Iisus, unde-s? Zrare. Iisus ne-a învățat să fim ucenici. Ce ducem din lumea asta? Sunt puternici ai vremurilor noastre care au strâns averi mari. Și dorm pe un pat într-o pușcărie. La ce îi ajută? Ce liniște va avea acel ucenic al lui Iisus care, cum o fi ieșit oare din sala de judecată și fără cămașă și fără haină? Ce-o fi zis judecătorii? Ce-o fi zis oamenii? Cum nu s-o fi uitat înspre acela care ține pe braci haina și cămașa? Și cum nu-i vor fi spus, domnule, cum poți atâta nedreptate să faci? Uite ce om bun! Din nou, iubirea și frumusețea caracterului așezat de Hristos în ucenic iese la lumină. Despre asta e vorba. Urmează
Exemplul al treilea. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. De această dată este vorba despre o lege romană, o lege care permitea oricărui soldat roman aflat în trecere, printr-un sat, printr-un cartier, printr-o localitate, cetate, din Imperiu, cu ranița în spate, cu obiectele militare transportate, transportându-le, avea dreptul să oprească un trecător și să-i ceară să-i ducă bagajele o milă de loc, aproape un kilometru, aproape 2 kilometri, 1600 de metri. Era o obligație legală. În baza acestei legi, Simon din Cirena a fost obligat să ducă crucea lui Iisus. Era lege. Acum Iisus spune, legea asta e nedreaptă. Dacă cineva te silește să mergi cu el o milă de loc, ce să faci? Du-te. Du-te. Și te-ai dus mila de loc. Romanul nu te întreabă nimic. Știe că-ți clocotește în tine inima. Că atâția l-au blestemat la despărțire. Spre surpriza lui, ucenicul lui Iisus, când s-a încheiat prima milă, pășește voios în cea de-a doua. Face 100 de metri, 200 de metri, 500 de metri, romanul se oprește în loc. Dom'le, stați! Nu o milă! Legea cere doar o milă, vă rog frumos! Nu! Nu vreau să fiu acuzat că am creat abuz! Dom'le, fii liniștit! De bună voie! Ascultați-mă, vă rog! Unde se sfârșește obligația, începe iubirea. Unde se sfârșește obligația, începe iubirea. În prima milă ești rob, în a doua milă ești stăpân. Când parcurgi prima milă la care ai fost silit, altul te stăpânește. Când de bună voie te duci în cea de-a doua, tu stăpânești. Așa ne-a cerut Iisus să ne ridicăm peste ofensă. În timpul sau pe parcursul primei mile, îți faci obligație de cetățean. În timp ce parcurgi a doua milă, te confirmi ca ucenic al lui Iisus. E o diferență mare. La aceasta, frați și surori, ne învață Domnul nostru. Adevărul e că e un cuvânt practic. Cuvânt pe care trebuie să ni-l pune la inimă. Cuvânt, exemple date de Mântuitorul care se vor aplica în circumstanțele noastre de viață diferit. N-avem în Sibiu sau în România o lege în care să fim obligați să facem, să cărăm bagajele cuiva un kilometru și jumătate. Dar vor fi alte situații. Fii dispus să acoperi cu iubirea orice nedreptate care ți se face. Așa se arată că suntem creștini. Degeaba ne batem în piept că suntem copiii lui Dumnezeu, creștini, popor creștin, dacă în treburile dintre noi ne dușmănim, ne răzbunăm, ne dăm în judecăți, ne facem dreptate singuri, ținem mânii și vrăjmășii și dușmănii pe care le dăm moștenire pruncilor noștri ca să aibă și ei de lucru în generația lor. Așa ceva Iisus nu ne-a învățat. Dimpotrivă, El a zis, celui ce-ți face rău, să nu-i te împotrivești. Dimpotrivă, întoarce celălalt obraz, dă-i și haina, mergi mila a doua, celui ce își cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Nu e vorba aici de cel care cerșește sau de cel care profită, ci e vorba de acela care trece printr-o situație de mare urgență și care are nevoie de ajutor. Haideți acum să reflectăm la căile noastre. V-a făcut vreodată cineva vreo nedreptate? Ați fost vreodată jigniți de cineva? Ofensați? Drepturile v-au fost călcate în picioare?
Poate la serviciu. S-a ridicat unul împotriva ta și ți-a făcut nedreptate. Ce e de făcut? Să nu-ți faci dreptate. Asta este treaba mai marilor tăi, a dregătorului. Să ierți. Și să copleșești pe cel care ți-a făcut nedreptatea cu exemple și cu dispoziția ta de a suferi mai mult decât ți-a făcut el. În acest fel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul aceluia care ți-a făcut rău. Și în acest fel, îl vei îndemna să-și dorească ceva. Puneți-vă, vă rog, la inimă o vorbă. Dând mai mult decât datorăm, noi motivăm pe cei care ne nedreptățesc să-și dorească bogăția lui Hristos care este în noi. Evanghelizarea începe când ai întors obrazul stâng, nu când discuți dacă a fost sau nu drept să fii lovit peste obrazul celălalt. Evanghelizarea începe nu în timp ce cari în spate tăcut bagajele în prima milă, ci când, trecând în mila a doua, atragi atenția oponentului tău cu ceva ce nu se poate găsi decât în inima aceluia care îl urmează pe Iisus. Acolo începe evanghelizarea. Acolo se câștigă sufletele. Acolo se arată cât de mare este Hristos în inimile noastre. Dacă suntem înguști la inimă, la minte, la iubire, dacă apelăm copilărește, firește, la răzbunare, la dreptate, nu facem altceva decât să ne facem pe noi înșine de rușine și pe Dumnezeul în care mărturisim că avem credință. Frații și surori, cred că este potrivit să luăm niște concluzii. Prima concluzie. Vă îndemn să învățăm să privim insultele și nedreptățile ca pe niște oportunități pentru a arăta iubirea lui Hristos descoperită nouă. Știu că e greu. Nu de puține ori, adică nu de multe ori, am avut ocazia să pot arăta iubire atunci când am fost insultat. Prin asta nu îndemn pe cineva să-mi testeze tăria de caracter. Dar nu știi ce aduce ziua de mâine. Învață să gândești că nedreptatea care ți s-a făcut este o oportunitate pusă de Duhul Sfânt în fața ta, prin care poți să arăți că ești creștin. Că Hristos a pus în tine iubire. Că te ridici peste nedreptate cu iubire. Aceste oportunități sunt rare. Și dacă atunci când ele vin le pierdem, decide să nu te răzbuni niciodată. Hotărăște să nu dai în judecată niciodată pe nimeni. Ia hotărârea să faci orice sacrificiu cerut atunci când ești obligat să faci ceea ce n-ar fi drept să ți se ceară. Și încă ceva, exprimă-ți dragostea creștinească prin fapte bune, arătate acelora care s-au purtat cu tine rău. Fratele Vumbran povestea cum numai el știe spune, cum a fost bătut de un gardian din pușcărie, chinuit săptămâni și luni la rând, batjocorit în fel și fel. Își pusese în minte să pună în față să iasă toți creștinii și el ieșea că e creștin și lua bătaie. După aia chema în față pe evrei și ieșea iară, că era și evreu, și lua iară bătaie. Până odată Vumbrand a zis, când cheamă pe creștini, eu sunt evreu. Când cheamă pe evrei, eu sunt creștin. Dar tot n-a scăpat. Dar lucrurile s-au răsturnat.
niște abuzuri săvârșite de gardian, au ieșit la lumină și a fost pus în pușcărie, în celulă cu Umbrand. Acu. Câți ori fi fost acolo alți colegi de pușcărie, de celulă, s-ar fi năpustit într-un suflet asupra acelui gardian nemilos. Dar Umbrand a zis, nu, trebuie să-i arătăm iertare lui Hristos. I-a îngrijit rănile, i-a împărțit mâncarea, mâncarea lui a dat-o lui. Și muribundul a murit întors la credință.